Fără niciun fel de milă au jefuit familia unei persoane cu dizabilități. Vorbim despre un caz care a avut loc recent în satul Cajba. De ce au fost ademeniți hoții, aflăm în reportajul ce urmează. Familia pasată din Cajba a rămas fără păsări, dar și fără purcelul procurat cu care credeau că vor ieși din iarnă. Nefiind angajați în câmpul muncii, oamenii se gândeau că carnea de pasăre va fi o sursă eficientă pentru hrană până în primăvară. Dar nu a fost să fie. Oamenii au rămas fără nimic în noaptea de 11 spre 12 ianuarie. Toată de 11 spre 12, toată de 11 noaptea, la 2:30. A bătut câlii afară, a ieșit soțul, a aprins lumina, câlii bătea la câștii, câștii erau în trup, după foarte, apoi el a venit în as, m-a întrebat dacă l-am închis păsările din sală, eu i-am spus am închis toți păsările, cu mintele în tot sara. Mi-a spus că am câștit în drum, porcul este afară, eu m-am îmbrăcat și a ieșit și eu afară. Când am ieșit, a doilea purcel era îmblat pe o gradă, poliața la ușa la va era deschisă, l-au uitat la poliata, ceilalți unde erau păsările, a doilea poliată, ușa era deschisă, erau piele, păsările lui erau. Dimineața, pe urmă, dimineața, a doua dimineața, le-am dus, le-au uitat, erau urme, era un ap, la un coș, i-a rupt ap și a zvârlit în o gradă. Pe urmă, i-am sunat la ora 8, am sunat la polițistul sector și a venit dumnealui și a uitat, a luat urme, le-au măsurat. Poliția cercetează cazul. Noaptea spre 12 ianuarie, persoane necunoscute au pătruns în gospodăria cetățencei Pasata Aurelia din satul Cajba. Unii tainic au sustras un porc cu vârstă de 3 luni, 7 găini și 6 cucoși, pricinuindu-i o daună materială în sumă de 1700 lei. Până la moment, autorii acestei infracțiuni nu au fost depistați. Dacă infractorul va fi declarat vinovat, riscă privațiune de libertate până la 4 ani.